Vă salut pe toți și bine v-am regăsit pe al meu canal la un nou episod dintr-o nouă serie, adică un prim episod dintr-o nouă serie, respectiv Call of Duty Ghosts. E bine, s-a cerut de mult timp un Call of Duty pe canalul meu și în sfârșit am ocazia să-l fac pentru voi. Am făcut un prim episod pe live, însă, a fost o chestie acolo, nu prea reușeam să mă concentrez. Așadar, o vom lua de la capăt aici, așa, într-un episod separat. Numai bine poate înțeleg și eu cât de cât mai bine povestea, la fel cum am făcut și cu San Andreasul. Haideți să începem! 60 men from tier 1 teams were sent to face down a force of 500 enemy fighters. Their objective? To force the enemy back from a civilian hospital and keep its occupants alive. Ok. Până acum sună bine. Oh. Oh. They wouldn't last another night and the enemy knew it. Deci inamicii reușesc să facă mai mult decât se așteptau. Băieții. The rest returned to the line and took up positions beneath the bodies of their fallen brothers. As they lay in wait, the blood from the dead poured over them. The sand stuck to their skin like a shroud, changing them, anointing them. Hmm. Și aici apare echipa noastră, ha? The remaining 14 rows out of sand. Hai că couldn't be seen. Using stealth, their enemies couldn't defend against. Hai că nu mi-am dat seama că atât de epic ca ținut așa de intro. Mamă, mă, lași! Bă! Only one of the enemy had survived. He was picked up in the desert wandering aimlessly, traumatized. Aha. He expressed warnings to others of a force so menacing and unbeatable. It could only be described as supernatural. The ghosts. He called them ghosts. Ghosts. Doamne, ce mă enervează pronunția acestui cuvânt, deci efectiv nu suport. Nu se poate să nu mai existe cuvântul ăsta în vocabularul englez. Ăsta ni fratele în dreapta, ăsta ni tata din stânga. Și totul pare foarte frumos, dar doar pentru început, băieți. Doar pentru început. Pentru ăștia care n-ați fost pe live când am făcut Call of Duty Ghosts, am mai jucat jocul ăsta până la, de la cap la coadă. Deci a fost primul meu joc, cred. Da, primul meu joc de pe Xbox și cred că primul joc după Need for Speed Most Wanted terminat. Prima poveste încheiată cu succes. În mâinile mele. Avem niște mici zguduituri așa de pământ. Și auzi ce că și niște vânt. Un picuț, se mai pic așa câte un copac, adică nu pare totul normal, nu? Până aici. Absolut nimic ciudat. Mai ales ce vedem în față e Odin. Încă trebuie să înțeleg ce e la Odin. Și acum o să înțelegem imediat. Dar v-am zis, n-am putut fi deloc atent pe live. Mi-am dat și-o seama că nu e un cutremur, e ok. Păi hai bă, că eu încerc să fug, dar... Dacă și vrea meu să fugă. Hai, Logan! Hai, Logan! Dacă să mă iară pică, frate, mi-e ce vorbești? No. Noi bea că scăpăm, ia să vedeți aici. Intrăm în casă și acum vine dezastru, fix când intrăm noi în casă. Nu știu nici eu încă, deși am făcut de două ori jocul ăsta. Aha, văd. Împinge! Și... Acum vedem... 15 minute în urmă. Ce s-a întâmplat de fapt? O chestie pe care n-am realizat-o iară pe live. N-am realizat-o, nu înțelegeam care e faza. Roger Mosley, tracking weapon, drive fire signal.
Deci Odin Control Officer. Deci Odin e de fapt un fel de... să zicem NASA. Cred că Odin vine de fapt de la NASA, cum ar fi. Doamne, cât de mult poate să-mi placă partea asta. Odin Control Station. Da, bă, uite. Scrie acolo în stânga jos, mă. Deci suntem... ia, USAF, adică Air Force. Dacă trebuie să fie undeva o... o siglă, așa în stilul NASA. N-am prins-o încă. E ok. OVHD. Hai, bagă presiunea. Să vedem dacă ajunge acasă cu coană. Să vedem. Că nu prea pare. Să vedem ce urmează după aia, nu? Nu vă dau spoilere. Chestiile astea pe mine mă speriau, bă. Mamă, că mă jucam pe... eram la cineva acasă. Avea ca ecran de la 4K 3D, frate. Și... oh! Vând soldații. Și săracii băieți îs rupți acolo. Și uite, ăștia infiltrează, se infiltrează pe alte părți. Uite, încearcă încă să intre. Să că părțile astea nu le-am văzut din joc de aia trecută când am jucat. Hai, 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 hai. Hai că eu până mă căcă pe mine, mor dracu aici. Moare toată lumea. Și pac, în mod epic, luăm arma și tragem direct în dinți. Direct în dinți. Gata, boss. Aha. Aha. Ia uite-i. Ia uite-i. O să trag și în ai noștri și în toți, da? Aia e. Oricum ai noștri o să moară. Gata? Eu cred că e mort. Houston Operator. Ia fii atent. Houston Operator. Adică stai alea de pe pământ? 27 de milioane? Ai de viața mea! No, băieți! S-a dus dracu. Aha. Sorry, I'm sorry, da. Aha. Secure area. Unde dracu e secure area? A, uite acolo. No, pe căcat. Ce secure area, frate? Hai, 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 hai. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. Na. E ok, s-a prăjit. Odată cu noi. Ce plac genul ăsta, nu știu. Ghost mi se pare un joc super fain făcut, sincer vă zic. Deci sincer mi se pare super fain făcut. Hai mostly. Rămâi în viață, fratelo, că suntem ultima speranță. Dacă ăștia-s toți în viață și mie nu-mi place. Asta am făcut și pe live, am omorât pe toți. Care cum respiră, e mort. Care cum respiră, e mort. Dar cam ăștia-s toți. Și pare că ne apropiem așa de repede de pământ. Nu știu, bă, spațiul e o... e o chestie așa de stranie, sincer să fiu. Voi vedeți cum se vede? Zici că acum și aterizăm, bă, ești nebun? Zici că... nu știu, dubios, mă rog. Hai. Hai, frate, apropie-te mai repede, că ne explodează dracu tot. Se duce dracu planeta cu totul. Hai că te ajut acum, tanti. Tanti de la NASA. Bine, șeful, acu! Acu! Și... aha. Acum. Și aici moare asta? Da, bă, aici moare asta, ești nebun? Tanti de aurită ai murit, bă. Mamă, era să o decapiteze și chestia asta, frate.
Și aici ne ducem și noi, Doamne ajută, să fie raiul, nu partea aia altă, că de murit sigur murim. Aici n-avem o altă variantă decât să murim. Hai că bun. Și cam asta e povestea. A ceea ce s-a întâmplat acolo, pe pământ, acum 15 minute, cică. Și acum revenim pe pământ. Și uite aici racheta. Hop! Și n-a lovit. Hop! Și n-a lovit. Grav. Fratelo! Ține-te bine, bă, că se mișcă dracu pământul cu totul. Uite și canalizarea și tot se duce dracu. Hai, Logan! Dă-ți slide pe topoganul vieții. Aici sărim. Aha, acum, șef, acum. Uite, bă, deci... Vezi că e o chestie asta cu... Și aici trecem prin acoperiș. E o chestie asta cu live-ul, bă, că nu poți să fii chiar atât de atent. Deci, efectiv, ratezi 11.000 de detalii pe care, mă, normal, nu le rata, cel puțin eu. Că-s mai boomer așa și nu... Hai, frate, Logan! Cel puțin eu că sunt mai boomer așa și n-am multitasking skill. Acum stai, frate. Aha. Hai să sărim. Cam rămânem așa în urmă din când în când noi. Dar mai prindem din când în când și forță să fugim totuși. Și aici aproape ne ducem dracu. Adică așa ai zice că am murit. Dar de nicăieri auzim vocile. Vocile care ne resuscitează. Cică, suntem ok. Și aici, foarte dramatic, mi-aduc aminte că aveam 12 ani, aproape plângeam la scenariul ăsta. Aproape plângeam. Ne-a luat tata. Ne-a dus în mașină. Și ne-a salvat viața. Lacrimogenic acest cați în băieți. Pregătiți-vă șervețelele. Și uitați. Priveliștea. Fratele nostru e pe moarte, frate, uite-l. Plânge, ce dracu face, nu știu, mă rog. Call of Duty Ghosts. Un nume extrem de enervant, dar un joc foarte interesant. Ca să rimăm până la capăt. Foarte cringe, ca de obicei. Da. Cam asta a fost glumesc. Glumesc, băieți. Când grandi deserturi energie producătoare au fost distruse, puterile care dependeau de ele au colapsat. Și în lor urmă, Federația a început să crească. Federația a unit toată South America sub un banner. And devoured everything in its path as it moved relentlessly to the north. Deci eram pe aproape cu povestea. Deci noi suntem împotriva Federației. Dar încă nu înțeleg. Federația înseamnă Federația Rusă? Federația Rusă, nu cred că la ăștia se referă. Just beyond the craters of no man's land. We find ourselves in a defensive war against a more powerful enemy. Hmm. Credeam că zici cine? Care e the more powerful enemy? Federația. 10 ani mai târziu, stai că acum mi-a procesat creierul informația. Și aici ne trezim. În Brave New World. Cu Riley! Câinele nostru! Ne avertizează de fiecare dată când e scandal pe afară, când e pericol. Hai bă, hai să jucăm și noi. De-aia trecută am jucat foarte haotic. Hai să jucăm și noi mai stealth, așa, mai chestii. Opa. Deci venim aici să taie ăsta. Să taie prelat aici. Hai nene, taie-o.
Aha. Am intrat Riley și am intrat și noi. No, că trebuie să fim atenți totuși. Eu știu ce se întâmplă aici, în partea asta, dar... Nu mai avem foarte mult până să ajungem unde am fost în live. O, cine e aici? Băi! 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 Doar niște cerbi. Dacă am zis că merg mai stealth, dar păi... Sunt în continuare cerbi. Asta e hash. Meet with team 2 at the wall. Ok. Asta ne zice obiectivul. With team 2 at the wall. The wall fiend. Oh, stai bă, că poate pică pământul cu noi, ești nebun. Păi și ăștia de unde au reușit? Cred că m-am mișcat eu prea repede. Ăștia au reușit de undeva. No, hai, că de aici începe acțiunea, băieți. Hai bă, nu putem să deschidem ușa. Se pare că nu. Riley! Potolește-ți foamea, bă, câine! Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l ce vigilent e, cât-i elul nostru. Aha. Noi ne băgăm aici. Unde-s? Riley atacă soldatul ăla, am impresia. Nu? Aha. Uite, 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 fuck, mamă, de unde a ieșit ăla? Și cu ce... Direct în noi a tras, ce dracu? Păi ăsta-i noștri? Da, ăsta-i noștri. Ăștia nu s-ai noștri, în schimb. Aha. Aha. Apropo, să știți că eu sunt pe controller, dacă vă întrebați. Deși cred că ați văzut deja, că mi-arată de-alea. Press B to nu știu ce. Ales de la controller, eh? Ca să știți și de ce am aim assist din când în când. SA îmi place mai mult decât orice altă armă din joc, dar... Momentan rămânem cu asta. Pentru că fac o prostie. Ia. Fii atent că mai ies. Dar nu știu dacă putem de aici. Sau? Ba, fii atent că putem și de aici să tragem. Putem și de aici să tragem, bă. Bă, uite cât sunt acolo. Dar mă enervează că... Bine, mă rog, e foarte realistă chestia asta, dar... Mă enervează că ne-am... Cam ricoilul așa de puternic. Riley dovoră pe unul. Își face pofta de dimineață. Aha. Care mai este? Ia uite, e unul acolo. Ia uite-l. Ar fi vrut el. Asta e al nostru, e al nostru. Măcar de data asta mă bucur că n-am făcut friendly fire. Că pe live am făcut numai friendly fire, băieți. Deci vă rog nu mergeți acolo să vă uitați la live-ul ăla. Vă rog, nu, că vă dați unsubscribe instant. Și aici e... Baiu. Oh! Fii atent că era să ne dinamiteze ăștia. Hai să luăm noi sniperul momentan. Unos. Dos, cred. Auci, stai. Hai să ne tragem... Cum dracu să fac? Hai să luăm pe ăștia de pe pod, nu? Ar fi o idee mai bună. Dacă aș putea... ăla-i, un headshot. Două headshot-uri, hai că e bine. Dar tot ăștia de pe pod sunt amenințarea principală. Momentan, cel puțin. Uite, unul pe dreapta care încearcă să fugă și reușește să fugă, de altfel. Hai că l-am dobărut până din mers. Și pe ăla. Podul cred că e curat. Podul e curat, băieți. Putem să ne luăm înapoi honey badger-ul nostru. Ba, nu-i curat podul. Ia uite cât e sus. Bă, dar ce fugă pe acolo, frate. Ia uite-i. Ia uite-i pe băieții. No, nu-i bai. Cred că aia era o grenadă în spatele meu. Nu, doar mi s-a părut. Ok. Ia uite cât e sus. Doi.
Aolea, n-am murit iară! Bă, ce mă nerează când rămâne ăștia la pământ, dar nu să... Nu-i omoră de tot, știi? Doar așa, parțial, cum ar fi. Că rămân pe spate și trag în continuare cu pistolul, dar nici nu-i vezi de unde pui mei trag. E vreunul pe jos? Nu. E vreunul pe... Ia uite-l! Bă, băiete! Ia uite-l! Ar fi bine să fii mort, băiete. Aoleu! Ia uite-l de pe jos, ia uite-l! Vedeți ce zic? Mamă, ce enervanțe să aia, bă! Dar cred că ăia sunt de mult în Call of Duty. Numai nu sunt obișnuit cu genul ăla de inamici. Care încă să mai aibă un pic de viață după ce l-ai teoretic omorât sau pe acolo. Ia că e unul aici. Așa-i? Ah, nu-i mort. Ok. Bun. Hai să luăm lansatorul ăsta de rachete. Dar... Știți că vreau să iau lansatorul și vreau să iau și Honey Badger-ul. Sau ESA, dacă... Uite aici, ESA. Ăsta-i, frate. Asta e preferata mea, băieți. Deci cu asta rup, efectiv. No, eu o să țintesc spre elicopter. Am dat fix pe lângă, dar e... Bă, nu! Bă, n-am dat pe lângă! Ce ai, bă? Ai nebunit? Aoleu! Bă, sper că n-am murit, nu? N-am murit, hai că bine. Dar cu ce te-a acordat aia de ne-o dat asta damage? Că ne-o dat de ne-o rupt. Doamne, ESA-ul meu. ESA-ul meu favorit. No, hai să vedem. Tragem? Uite, bă, că se duce pe lângă. Deci se duce pe lângă, frate. Și a trecut am pățit exact același lucru. Ăla-i. Gata, ăla-i. Ba nu. Mai avem de tras o dată. Aha. A, și încă rezistă. Am înțeles. El este Mr. Invincibilus. Deci degeaba mă frustram eu pe live că nu pot să-l omor, că de fapt cred că așa e jocul. Ia uite ce strafe-uri face. Ia uite, bă, ce strafe. What the fuck. N-am mai văzut niciodată strafe cu elicopterul. Fie el și de război. Aha. Gata, e clear. Zic și eu clear dacă zic toți. Bun. Haideți pe transport. Cam pe MEA TV din nou. Și acum intrăm la băieții noștri. Cred. Așa părea. Se deschid porțile astea. Aha. Și aici ori fi ai noștri sau ori fi inamicii? Ia că se văd teoretic după haine. Asta e noștri, asta e noștri, ok. E ok, bun. Deci asta era faza, de fapt. 20 de minute mai târziu la Fort Santa Monica. Ată pe Riley, ce șmecher e aici. Soldatul principal din joc, Riley. Supersonicele sau ce vor fi alea. Și aici trebuie iară să fim semi-stealth. Ne luăm după Hash în continuare, da? Hai, bă, ai îmbătrânit, ai obosit, ce dragi. Ah, nu trebuie să fim stealth, stați așa. Numai hai să căutăm laptopuri. Hai să căutăm laptopuri, că sunt de-astea secrete pe aici. Și n-aș prea vrea să le ratez. Unde cred că la etaj? Mai fi și unul pe aici, oare? Am căutat și data trecută. Nu, la etaj. Their recon teams round up scavengers, drifters, hoping to find a way into the city. It's how they took Dallas practically overnight. So how can we help? Dad.
Ia, unde e laptopul? Ha? Unde e laptopul? But you're also the only ones I can trust. Bă. Hey, look. Whatever it is, Logan and I are ready. Noi. You two are going to know. Hai că e bine. Wait, for real? Mergem în țara nimănui. So I'm sending you outside the wall. Hey! You'll link up with a recon team. Gather any intel you can on the enemy and get your asses back here. So where in Pe una dintre navele alea ajungem mai încolo în joc, mi se pare. You know better than anyone. Nu știu dacă e aceeași navetă, dar seamănă. Navetă, navă. Cutscene emoțional în curând. We call it No Man's Land. Span of destruction between LA and San Diego. Created when Odin was turned against us. Beaches and surf breaks of my own childhood were now mined and abandoned. Dad told us few men got to operate in no man's land. It was too dangerous, too unpredictable. If he was sending us out there, it must have been important to him. Still, I couldn't help but think this was another one of his tests, a lesson he was trying to teach us. Deci ne întoarcem înapoi la căsică. La căsică. Beginning sector scan. Contact. Enemy patrol approaching from the west. Aha. Do not engage. Aha. Doi fraieri. Let me get closer. Scanează aici, scanează. Dar, surpriză, surpriză! Noi suntem de fapt Riley. Noi suntem de fapt Riley, băieți. Op! Și l-am făcut terci, iar pe el alți. Nu mai găsește nimeni, ce ai? Gather intel on Federation activity in the area. Meet up with the recon team. Acum. Stand by. Huh? Taci, Riley! Taci, bă, că te împușc. Scot sunete, ne omori. Sincer. Ai sinamici, așa ai? Hash? Pe aici cred că o luăm. Da. La stânga nada. Nici la dreapta nada. În schimb... Și asta cred că e căsuța noastră, apropo. Așa mi se pare mie. Cred că pe aici am sărit noi, exact pe aici. Încoace și am încercat să ne salvăm bucile. Și ne-am salvat până la urmă. Ok. Hai. Mă, cum arată, bă, zici că e după cutremurul din Japonia, frate. Riley! Nu mai lătra, Riley! Ok, dacă îl văd, uite-l aici. Uite-l ce nervos e Riley! Ok, să se separe. Și mergem pe ăsta de aici. Acum. Și atacăm. Dar îmi place, ceilalți se presupune că n-au nimic. Ah, uite că le era departe de fapt. Ah, ok, deci noi de fapt îl lătrăm ca să-l vadă Hash. Am înțeles. Mă gândeam care e scopul lătratului. Acum înțeleg care e. Uite că sunt cam mulți aici. Oare...
Oare mă ajută cu ceva dacă fac asta? Parcă data trecută nu pe aici am luat-o. Ah, ok. Gata, șeful, e al tău. Sper că nu s-a alertat el alții acum. Nu s-a alertat. E ok, e ok. L-am rupt și pe ăsta. N-a apucat să scoată niciun sunet, se pare. A, și acum revenim la noi. Aha. Aha. Stai, trebuie să mergem și noi aici? Da. Hai că nici n-a făcut zgomot de... Opa! Noi să tragem în oricine, numai în rally nu, gen. Oh, nu, 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 nu! Sorry, Hash! Sorry, Hash, că te-am lăsat cu un glonț în abdomen sau în ce ți-am tras. E ok. Ia, îl trimitem pe Riley în față. Du-te, Riley! Rupe-i, frate! Ăla-i. Nu! Hai că e ok. Mi-am consumat și eu o grenadă de era să-l fac zop pe Riley, dar e bine. Riley! Du-te, frate, pe el! Du-te, frate, pe el! Fă-mă mândru! Țălache! De unde? A, uite, acolo e. Nu-l văd de crengile astea, deci dracu-s. Ăla-i. Ok. Dacă aș și vedea, m-aș bucura. Uite aici. Unul acolo. Dar uite, bă, nu prea ai control cu arma asta, cu Honey Badger-ul vieții. Cred că oricum e de fapt un SMG ăsta ce, pe care l-am eu. Dar păi nu-i, bă, o să ne luăm noi în timp. Ce? Mamă, ce-am crezut că o muri, bă! Bă, am crezut că e mort Riley, frate. Aha, te tărăști tu pe altă planetă. Pe alt, în alt univers, poate. De unde, dragi? Acolo undeva. Uite-l, 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 uite-l. Dracu. Nu vreau să-l puși pe Riley. Eu vreau să rămân în viață, Riley. A, că am un... Am acuratețe acum în gloanțe de... Ia uite-l! Op! Ok. Hash e cam brutal azi, băieți. Cam brutalus. Doi. Și mai e unul acolo. O fraiere. O fraiere. Hai să mergem noi să furăm arma lui ăsta. Hai, Renofi. Bulldog? Ce dracu e aia? Asta avea shotgun, bă? What the fuck? Ok. Nu bea că le încercăm pe toate. Vedem care e cea mai bună dintre ele. Uite că e al nostru. Eu trag. A, abar n-am. Eu trag. SC. Tot nu e, e aia, tot nu e aia bună. Dar totuși și AK-ul ăsta merge binișor. Uite, l-ai întins. Era. Bun. Hai că e bine până acum. Uite-l. Aha. Ia. Fraiere. Fraiere! Ce credeai că faci? Hai, Riley. Bă! O, ce m-am speriat, bă! Mersi mult, Riley. Mersi mult, frate. Câine loial, ești nebun? Bun. Ne dăm slide pe aici. Mamă, dacă ne-am fi dat slide de ăsta așa în viața reală, cred că nu mai puteam ridica de jos. Eram plin de noroi. Prea plin de noroi. Dacă aici trebuie să fim antenă. Antenă. Că ăștia-s cu pericol, nu de alta. O tot ce... Ce glonțoai ar trage ăștia după noi dacă ne-ar vedea. A? Uite cum mai vin. Nu-s doar doi. Ok.
Hai că o fi bun. Unde dracii hash? Bă. Ia uite-l unde s-a dus ăsta. Ok. Na, hang on, căcat. Riley, nu, Riley, anulează. Căcat. Căcat. The enemy was alerted. Ah, ok. Deci nu poți să faci chestia asta deloc dacă... Aaaa, și ne dă de aici iară. Na, nu-i bai. Nu-i bai, băieți, nu-i bai. Așteptăm să treacă ăștia. A, ok, putem să mergem, aparent. Hai că nici nu ne vedeau dacă e. E foarte realistă partea asta. Bun. Și acum trebuie să-l trimitem pe Riley. Trebuie să-l trimitem pe Riley. Hai, unde ești, Cuțu? Deci, bă, Cuțu, bă. A, ok, tot cu Riley trebuie. Numai că trebuia să mai aștept, se pare. Ia uite-l. Pac! La podea cu el. Asta e ce? Trebuia noi să o luăm pe jos? What? Mă rog. E bun. Ok, dacă... A, uite-l aici. Gata, acum îi dau sync. Bun. Noi trebuie să rămânem prin iarbă, băieți. Bine. Mergem la 100 de metri de aici. Dar prin iarbă. Exact. Ne băgăm pe aici prin chestiunea asta. Attack enemies from behind for stealthy kills. Ăla-i. Good kill. Și acum trebuie să găsim încă o țeavă de aia. Okay, we're in. Asta e cu spatele, da? Da, e cu spatele. Să luăm și pe ăsta, bă? Hai să luăm și pe ăsta. Hai că e bun. Good kill. E bun. Hai să o luăm și prin spatele ăstuia. De ce nu? Sincer, why not? Fraiere? Tu credeai că scapi? Gata, hai că nu ne mai riscăm. Ba, ne putem risca la ăsta. Op! Hai că la câți ori muri până acum, sunt sigur că nu și-ar fi dat seama. Aici trebuie să așteptăm. Bă, ăsta nu ia pe aici, nu? Nu, o ia pe lângă. Perfect. Ce aproape a fost aia. Fuck. Ok. Da, îl vedem. Uite-l. Pe Rourke. Bă, ce al dracu-i Rourke ăsta, bă? No, bun. Ok. Dar să vedem dacă reușim să scoatem pe Riley de aici. Da, cred că reușim. Nu-i nimeni în alertă. Și acolo suntem noi, deci e bine. Nu? Good boy, Riley. Da, gata, ne-am întors. Super! No, băieți, însă singura problemă este că, din păcate, aici trebuie să ne oprim cu episodul de astăzi, pentru că sunt deja vreo 40 de minute de când filmez, așa că
Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați băieți, băgați-vă acolo un like, un share și un subscribe mai ales. Și dacă vreți să vedeți mai multe și în avans și să fiți și susținători canalului meu, sub video, lângă numele meu de canal, poți da click pe join sau alătură-te și cu doar 1,99 lei poți să devii sărăchia canalului meu. Așadar, aici încheiem episodul. Mi-a plăcut tare mult să fiu alături de voi, chit ca așa, la distanță, în fel de intrați voi când vreți, ieșiți când vreți. Eu am fost Gârcea și vă salut, ne revedem în următorul episod de pe canal sau pe următorul live. Goodbye!